Salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou Carvlog. Suntem aici împreună cu Dan. Ai, te pup, Dan, ce faci? Te pup, a, gata, nu știam că filmez. Da, mă, păi tu nu știai că filmez. Bă, Dan are un CLA foarte frumos și de când l-a luat, m-a mințit, bă, hai că ți-o dau să faci un Carvlog. Și am tras el, bă, Dan, ne dă mașina. Și în final am reușit să o luăm. Este un CLA din 2020. Mașina a cumpărat-o de nou, da, da, cam de nou nouță. Câți kilometri are în prezent? 24.000 de kilometri. Deci mașina așa arată, este ca un CLS, dar mai mititel puțin. Dar arată foarte, foarte bine și o să facem astăzi un Carvlog cu ea, să vedeți noi. Bă, tu mă crezi că este prima oară în viața mea când conduc cu Mercedes? N-am condus în viața mea? N-am condus. Am condus toate mașinile pământului, dar Mercedes nu. Așa că haideți să ne suim și la volan. Că ați văzut-o pe exterior, probabil o știți, pentru că... Da, uite, ce-mi place ușile, frameless. Ce-i un volan? Bă, da, ar merge. Dar știi ce ar merge? Îți zic eu după. Nu, zic. Phantom Gold. Da, zici? Da, un Phantom Gold ar merge bine. Bă, da, cred că e scaunul la maxim în jos. Sau mai merge? Nu, cred că mai merge. Poți să-l ții în jos? Bă, mod normal cam da, dar trebuie să și vadă băieții ceva, știi? Că uite, vezi că nu se văd. Gata, e maxim jos. Bă, da, ce mișto stai. Dar uite, îmi place bordul ăsta așa cu tablete, cu nebunii. Ia să vedem. Știi cutia de viteză? Da, păi și eu n-am tot la fel. Ai la fel? Da. La șeptar? Da, am tot la fel, uite. Telefonul cred că îl pune undeva pe aici, să văd. E perfect. Băi, asta este mașina. Băi, da, pe interior arată spectaculos. Deci pe exterior mai e cum ai, da, pe interior. Să vezi seara. Seara e nebunie. Uitați-vă și voi ce butoane, gurile astea de ventilație, ăștia mi se pare și mechirie de tot cât de mișto poate să fie. Aceasta este cheia, în caz că vă întrebați, o cheie mică, bă, nici nu zici că e, uite, știu. Și e cam lovită, da. Ai dat câteva șocuri. Aici e cheia de la șeptar. Știi ce-mi place la asta? Eu la mea trebuie să trag mai întâi și după aceea. Da, asta. Dar știi ce n-am înțeles eu, bă, frate? De ce nu e drive-ul în față? Că tu mergi în față și mașina e în spate, știi? Nu adică știu mi s-a exact. Părut mai logic așa. Da. Sau zici că tot timpul ți-e mai lejer să tragi așa. Mai lejer să dai așa, știi? Dai mai des așa decât invers, știi? Așa e pe contrapie, da. Știi? Deci mașina are 20.000 de kilometri. Cum îi dau acum, gen... gata, s-a închis. Bă, îmi place foarte mult bordul ăsta care se și customizează, nu? Da, uite, dacă vrei, ai... Așa. Bă, cât de mișto ai este. Ai trei stiluri. Aha. Clasic, da? Ăsta e cel clasic. Care clasic? Adică da. Ăsta e cel clasic, celălalt era cel sportiv. Așa. Și mai este progresiv. Așa, care e progresiv? Ăsta ca la BMW, la voi, la sport mi se da, pare. Da, așa. Și mai e discret. Discretul cum e? Băi, ești nebun, dar e urât ăsta, nu-mi place așa. Bă, mi-a început să-mi placă că le-am forțat pe toate celelalte trei, că nici mi-a dat înapoi. Pe săgețică. Pe săgețică. Și te duci, uite, vezi și acum select, cu aia de sus, cu aia de sus, care e pe touch, cum ar fi. Aha. Bă, ești nebun, ce șmecherie. Hai să o dăm pe sportiv, că asta îmi place. Gata, asta de-l și țin eu, de obicei, că altceva, și asta... Altceva, băieți, altceva. Asta este dau asta să, să mai avem puțin mai multă vizibilitate, o luăm pe aici, băieți. Bă, dar... E mișto că e nouă, în primul rând, și că e Mercedes. Bă, nu știu, Mercedes-urile ăștia noi acum sunt tare mișto, îmi plac foarte plus mult. Plus că, gândește-te la un lucru, am 3 ani de zile garanție, încă 3 ani. Încă 3 ani garanție? 4 ani. Dar cum e treaba? Tu trebuie să faci toate schimburile în reprezentanță? Da. Și, uite, și cât te costă un schimb? Am făcut revizia, așa? Cu schimb de ulei și ce, cred că filtre nu am schimbat, 1800 de lei. Mamă, păi dacă la motor de 2 litri. Deci, atenție, el are motor de 2 litri benzină. Gândiți-vă dacă avea 3000, pentru că eu la 3000 dau undeva la 800 de lei la motor de 3 litri. Bă, da, știi ce e un lucru tare, tare ciudat în ea? Că nu simți viteza aproape deloc. Păi, nu pot. Am fost în Germania cu ea, da? Și am mers cu 240. Duce, a? Da. Bă, sunt mașină. Cât că are? Deci are un motor de 2000 și... 190 de cai. Face 100 în 6,7 secunde. Pe bune? Da. Bă, păi e mai rapidă decât... Bine, a mea e grea. Ce greutate are? Cred că 1300, 1400. 1300? A, păi a mea are 2 tone. Păi asta e ideea. Bă, dar uite, vezi tu, față de Opel Mokka, uite și tu direcția cum e. Caseta asta nouă e genială. Se vede diferența. Da, e diferența de la cel la pământ. Dar uite un lucru care se aseamănă. Plasticul ăsta e același. Deci e plasticul același și eu nu înțeleg de ce nu au pus pe anoblecul ăsta. Deci că... de când s-a urcat, asta a fost prima observație da, pe care a zis-o Belgica.
că... Păi n-au pus pianul în plec. Deci a avut... Bine, mai a pus, o fac eu dacă mă supăr așa. Da. Și aici, de aici dai modurile de condus în sport. N-am sport plus, nu am înțeles oare de ce. Ia să-i dăm o talpă. Ia să vedem cum se duce. Bă, urcă, urcă bine, urcă bine. Urcă bine. Și mai ales că e ușurică. Confort, gata, să schimbe ea ușor. Bine, faptul că e benzină o ține și mult, mult în turație, știi? Da, da. Dar câte trepte are? 8, cred, nu? 7. 7? Da. A, credeam că are 8. Bă, dacă de bine stă pe drum. Deci nu mă așteptam și nu mă așteptam să fie așa de confortabilă, jur. Deci nu mă așteptam. Chiar sunt plăcut, impresionat. Băi, și... Băi, mai bine nu mai urcam, jur. Deci crede-mă că am așa o poftă acum. Este prima oară când conduc Mercedes în viața mea. Și bă, îmi place exagerat de mult. De jur că îmi place. Să știi că eu am vrut să-mi iau BMW seria 4 prima dată. Da. Și bunul meu prieten, Mihai Roman, fotbalistul, pe care sigur îl știți, da, m-a convins și mi-a spus: băi, Dani, ia-ți Mercedes. Mercedes e Mercedes, frate. Deci nu... pe bune, mașina e altceva. Deci adică... credeți-mă, am mers în mașini mult mai scumpe decât asta. Adică poate de 5-6, nu, de 5 ori, dar de vreo 3 ori sigur am mers mai scumpe. Adică în mașini de 130-140 de mii, dar astea fiind BMW, de exemplu, uite știu. Băi, și parcă nu m-am lăsat așa de plăcut, impresionat. Da, într-adevăr, era calitate mai superioară, fiind o clasă mai sus, dar nu știu, frate, e altceva. Nu știu, îmi place mult de tot. Deci îmi place cum se simte, cum se conduce. Bine, e și nouă, n-am ce zice. Dar nu vreau să mă gândesc cum o fi un S-clasă. Deci nu vreau să mă gândesc. Că e, în primul rând e de 3 ori mai scumpă. Că, da, că un S-clas e mai mult. Nou și un S nou, 150, cred, 100... Eu cred că pleacă de la 150 de mii. Sau oricum, un S-clas full cred că ajunge undeva prin 200 de mii. Să nu spunem și Maybach-ul, care l-ai cu totul altceva. Dar oricum, băieți, deci credeți-mă că nu mă așteptam. Deci am zis, bă, știi, vrei să spun părerea mea sinceră, bă, mergem, e celea. Ce să mă gândeam, bă, e ceva de genul seria 3. Da, nu o să, nu, e celea. Deci credem că aveam asta amintit, celea. Dar acum când am mers cu ea, băi, mi se pare cu totul altceva. Deci jur că îmi place maxim. Fără să exagerez, fără să zic că da, nu, dacă ziceam că nu-mi place ceva, uite, cum am zis că plasticul ăsta. Dar bă, îmi place foarte mult. Dar tu ești mulțumit de ea? Eu sunt foarte mulțumit. La început, bine, asta nu e un lucru la care să te gândești, dar zic că poate oamenii vor să afle, știi că, da, da, corect. Că mentalitatea românului, a noastră românilor, e și cât consumă mașina. Da, ea cât consumă, chiar, păi chiar asta, deci, vreau să te întreb. Mașina la început, așa, îmi consuma 16,5 litri, mă refer când avea 5.000 de kilometri. Pe bune? Da, în oraș. Și acum consumă undeva între 11,5 și 13,5. Deci bă, uite, un om sincer. Da, am auzit și eu treaba asta, că ci că până să-și facă ea rodajul, da, 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 consumă, da, mult mai mult. Și Opel-ul ăla Mocha, băi, consumă undeva la 9 în ora, știi? La 1-2 turbo și mi se părea exagerat de mult. Dar am mai cineva, bă, păi vezi că n-are ăla făcut, știi? Bă, nu neapărat rodajul, că din ce am înțeles acum la mașini nu se mai face rodajul, dar nu se lasă motorul cum trebuie, da, știi? Așa asta este. E singurul lucru prin care este. Adică de asta consumă destul de mult, zic eu, pentru o benzină 2.0 să consume 16,5. E benzină. Lui Cosmin, da. Zerg la Jet Rick, atât consuma, de consumă. Nu, ce? Chiar mai puțin, păi uite. Și-a luat un, uite, să spun sincer. Un prieten și-a luat un X6M. De 570 de cai, bine, ignorăm puterea și treaba asta. Mă crezi că îmi place mai mult să o conduc pe asta decât pe aia? Pentru că și ăla e mai scumpă și acum, fiind second, da, e mai scumpă decât asta. Dar nu știu, frate, mi se pare altceva mașina asta, mi se pare... Asta e o mașină confortabilă, aia e o mașină sport, înțelegi? E, da, cred că, o diferență între ele, pentru că aia îți oferă pasiunea aia de putere, știi, când, da, bași piciorul în ea... Băi, să știi că nu neapărat, și să spun și de ce. X6M e mai mult o fiță. Nu e, să zici că e rachetă. Uite cum a mers în alu Cosmin. Deci, deci mașina aia m-a speriat. Deci cum se, deci am avut exact senzația de avion. Îi dădeai, plecai cu ea de jos, până la 240 nu te puteai ridica din scaun, ca și avionul.
R7-le lui Doru. Același lucru. Aia nu era la fel de puternică. De puternică, dar în schimb era mai jucăușă. Deci când îi dădea a doua, te dădea cu capul de tetieră. Pentru că avea și o cutie mai lentă, dar asta era distracția. În schimb, M-ul X6-le mi s-a părut, da, într-adevăr mișto, dar nu mi se părea, știi, că mă sperie. Urmă, dar asta mi se pare mișto de tot. Deci pot să spun că îmi place maxim de tot. E mișto. Ce bei? Eu nimica. Sunt cu... Sunt cum așa. Deci să fac cinste, dacă tot ai lăudat mașina și. Ah, nu, 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 nu. Bă, nu, chiar e mișto. Deci chiar, dar pentru ce chestia asta aici? Să te ții de ea. A, da? Da. Fii atent și tu, deci este din cauza că n-au schimbător. Bă, ești nebun, dar fiți atenți voi că stai e cu touch pe aici. Și ăla e cu touch. Da, 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 da. Eu nu am schimbător și să știi că îi duc lipsa. Da? Da, uneori îi duc lipsa. Deci și eu îmi țin mâna așa. Dar vrei să zic un lucru. Inițial, asta este un fel de mărturisire. Când mi-am... Uia? Bă, ești nebun? A, da, îți pune frână și îți trage de volan dacă depășești linia fără să semnalizezi. E line assist-ul ăla. Da, da, eu am mai mers în mașină cu line assist, dar doar îmi trăgeau volanul, nu și-mi frânau. Și frânează. Să știi că eu la drum lung o dezactivez. Da, e enervant că nu poți stai curba. Nu neapărat. Că dacă iei din scurt nu-ți face chestia asta, dar vrei să depășești, bă, și ideea e că atunci când revii, da, dacă nu semnalizezi, da, te bagă din nou pe stânga. Doamne, ia, luminile cum sunt? Pornesc ușor, frumos, da, mișto. Eu inițial când mi-am luat șeptarul, să spun un lucru, nu suportam chestia asta, bă, are schimbătorul, bă, ce mă fac eu, acum îți jur că n-aș mai renunța. Mi se pare foarte mișto care schimbătorul. E foarte șmecheră treaba pentru că stai așa să semnalizez că chiar se lumea de mine. Pentru că e mult mai practic. Deci este mult mult mai practic. A, uite, un lucru ce nu-mi place. Ăsta de la semnalizare nu e și el joystick. Da. Știi care e treaba? Adică doar să dai de el și el să-și revină. Da, da, da. Da. Dar oricum, bă, nu știu, mi se pare, deci mai îmbolnăvit. Acum să nu, deci, mă facă să-mi iau. Bine, eu sunt cu motorul meu mare, eu mi-aș lua un CLS, deci CLS-ul. Deci trebuie să oprim aici la Popes, să ne uităm de un CLS, CLS. Da, la banii mei. Ia uite și autocarul băieților. Dar sigur că da. La 100 de mii ai lui Bercica, acum nici nu se mai simte, 100 de mii. Ce da. La Bercea 100 de mii? Bă, știi că aia treaba? Mi-aș permite să-mi cumpăr un CLS nou, dar șmecheria care ar fi? Știi cum e treaba aia? Nu e cazul, dar oricum, bă, tu, casa cade pe tine, dar tu ai CLS de 100 de mii. Nu e cazul, dar vreau să-mi fac și o casă nouă, vreau o casă nouă, nu mai vreau să mai stau în casa lor mie, știi? Pentru da. Asta. Oricum o să-mi iau mașina, dar uite și tu ce mi-a făcut Danu. Bă, deci mă crezi că regret. Îți jur că regret că... Oprim aici la Mercedes, da. Oricum. Am luat, da. Că și-au luat și ei mei două GLC-uri cu pe de aici. Uh-huh. Am luat-o și pe asta, deci relație avem aici. Deci relație avem. Eu aș vrea un S dacă se poate, un S. Cu S-ul m-am mai bine. Mamă, deci crede-mă că mi-e frică să conduc un S-clas acum. Deci crede-mă că după toată treaba asta, uite, știu ce frână acum. Nu e, frate, și gândește că asta e o clasă oarecum destul de joasă de la Mercedes față de, adică e ca seria 4 de la. Da, Mercedes. Exact. E pentru că e fix pe aceeași dimensiune, exact. E aceeași, da, e o mașină și care ar fi, cum ar veni seria 3-ul la Mercedes? Ce clasă? Ce clasă? Bravo, da. Exact. Deci ce le au? Seria 1 e A-clasul. CLS-ul e seria 6-le. Da. Care nu se mai fabrică la seria BMW. Seria 7 S-ul. De S-ul clar. Și seria 8-ul e S-Coupe-ul. Da. S-Coupe-ul. Mamă, deci S-Coupe-ul e viața mea. Adică singura mașină pe care mi-aș lua acum, nu, asta mi-aș lua un S-Coupe AMG, dar în condițiile să mai am și un S normal să îmi fac treaba cu el. Dar nu neapărat, cred că ar fi aceeași marcă, dar bă, oricum, nu știu, frate. Uite și lumina ambientală. Și C63 AMG, să știi. Nu, bă, uite, eu o să fiu sincer cu tine. De când am șeptarul și chiar că e o mașină veche, nu aș mai coborâ la clasa de semi-limuzină de la o mașină, gen, n-aș mai coborâ de la BMW, uite, de la seria 7, seria 6, seria 5 ar fi ultima unde aș coborâ. Da. La Mercedes, sub CLS sau E-Class, care nici nu prea E-Class-ul, nu prea mă încântă așa, dar e mișto și ăla. Uite cum se vede noaptea, adică totuși da, e da, păi am văzut, e bestială. Bă, deci mă face acum să mă uit după un E-Class. E-Class îmi permit, deci pe un E-Class aș da 30.000 pentru că știu că e nou și știu că e cam la fel, am văzut. Cu același volan. Cam mare atât parte. E, da, da, da. Și e tot cu bordul. Zic din 2018, nou. Nu îmi permit. Da, 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 2018, da.
e mișto, mă, ce... Dar știi care e problema? Eu nu găsesc E-Class cu motor mare. Adică cu motorul de... M-am uitat într-un timp, dar sunt motoare foarte mari. Păi uite, Mihai... Foarte mici, scuze. A, cred că zici foarte mari. Că Mihai Roman are un E-Class din 2018. Mm? Păi de la m-am uitat. Și diesel 2190 de cai. Băi, știi care e treaba? Eu care am dat cu hei la motoarele mici, tocmai eu să-mi iau acum un 2.0 sau un 2.2, eu tot 3.000 aș vrea, știu, tot un 3.000. Dar, oricum. Nu știu cum or fi Mercedes-urile ca și fiabilitate, adică, nu știu, nici n-am cum să te întreb, că e mașină nouă dacă ai avut probleme cu ea. Nici n-am mai avut Mercedes înainte, nici ai mei nu au avut. Nimeni, înainte, nu? Deci nu, în familie n-am mai avut până acum, pot să zic peste 5-6 ani. Da. Chestia. Păi cât ai de gând să o ții? Până se termină garanția, aș vrea eu. Mhm. Uh-huh. După aia să-mi iau tot. Bă, uite, așa. Când o vinzi, să mă caut că poate o iau pe la ce fi atunci, soție, pe la ceva, că e mișto. Bă, chiar e mișto mașina. Chiar e super. Dar cealaltă dotări are, că nu mai vorbim. Adică zici și mie ce dotări are. Că nu știu să mă uit, văd aici care cameră. Are cameră de marșalier sau 360? Are cameră de marșalier. Ok. Ce naiba mai are? Bine, asta e aer condiționat, climă. Da, asta nu mai vorbim. Văd că are încălzire în scaune. Da, încălzire în scaune, line assist-ul ăla care te-a speriat pe tine puțin așa. Da. Parchează singură. Da, dar nu cred că o folosești. Să știi că am folosit-o de câteva ori așa de... De fason? Da, de fason. De fason. Păi de așa, să văd și eu cum... Ia mă, ia, merge. Bă, dar se înfige bine până la 100. Păi da, da, deci da. Fuge bine. Dar nu e grăgioasă. Asta e o chestie. De exemplu, uite, să spun un lucru. Opelul Mokka, pot să jur, nu știu sigur, dar cred că avea sunet în boxe. Păi și asta, să știi. Da? Eu așa am înțeles, dar nu mi se părut că se aude. Da. Nu se aude. E un locul tău, știi ce aș face? Ce ai face? Pune-i un pachet de AMG pe ea și dă-i un colan și e mașina de mori lângă ea. Știi de ce nu i-aș pune acum pachetul de AMG? De ce? Pentru că mașina n-a fost lovită, nu i s-a întâmplat absolut nimic și de ce să demontez piesele care sunt pe ea acum, înțelegi? Bă, că nu se mai pun, o să fie la fel. Bă, adică... depinde, sunt probleme și probleme. Uite, eu îți dau un exemplu. La BMW, îți iei seria 7 din 2013, da? Da. Pe lângă faptul că poți să dai seama după două lucruri, dacă mașina a avut pachet de M de fabrică sau nu. Asta e un pont și pentru voi. E radar. Hai, cu luăm așa ușor, stai să-mi pun și centura. Bă, eu nu prea obișnuiesc așa, dar... Mamă, dar ce cataramă are, nebună. A, tu ai de ăștia? Da. Hoțule. Hai că o ținem așa. Asta ți-o pun aici. Deci, cum îți dai seama? Pur și simplu, BMW-ul seria 7-le, uh-huh, unul la mână nu are proiectoare pe pachet DEM. Deci nu o să aibă proiectoare. Doi la mână, niciodată bara DEM, dacă mașina n-a avut bară DEM de fabrică, nu o să cadă bine pe ea. Nu știu de ce, la mașină am văzut un lucru. Deci... O să găsești un luft atât între bară și capotă. Și un al treilea lucru, cum o să dai seama ușor, butonul de proiectoare. Dacă are buton de proiectoare și are bară de M, înseamnă că n-a avut pachet de M. E simplă treaba. Și știi cât de mulți vând și zic că a avut pachet de M de fabrică și îi prinzi cu da? Chestia asta. Deci foarte mulți samsari. Foarte mulți samsari care o încearcă așa. Oricum să știi că e cam riscant. În momentul de față să ții o mașină second, mă refer la 80, 90, 100.000 de kilometri. Bă, eu gândește pentru că eu că, de... Pentru că în primul rând dai bani mulți pe ea. Ia uite-l pe Oviță. Ia stai să-l claxonez. Stai pe lângă el, așa, pa. Ne vede oare? Ia să vedem. Oviță. I-am dat un claxon, Loviță ne-a văzut. Da. Semnaliza stânga, da. I-am deschis geamul, Nino ne-a băgat în seamă. No, păi că era puțin supărat, da. De ce? A, nu știu, zisei și așa. Nu, că era cu Mădălina, deci da. De-aia era el așa liniștit. Păi de-aia. Dar ce că începe weekend league-ul azi? De-aia e. Aoleu, credeze. Joacă duminică, toate merge. Da? Da. Ia uite-l că ne și sună. Când răspunde acolo. De unde? Uite așa. Ok. Zi-mă, Oviță! Sunt cu Bercea, facem un vlog. Un car vlog. Te pup, Oviță, ce faci?
Bă, cică, și tu erai la volanul nebunul planetei. Da. Nu ne-am văzut de mult. Bine, vreai că vă las să vă faceți car vlogul, hai. Mă nepoate. Hai, v-am pupat. Te-am pupat, pa, pa. Auzi, da. Eu și beau mult, știi, așa, o zândiță m-a făcut bețivan și eu beau o dată de pașoată de Crăciun. Da? Păi, cam așa. Bă, da. Bă, da, 20 de minute de car vlog, uite, știu că ne-am plimbat și nu e distanță foarte mare și nici n-a fost aglomerat, dar am mers așa pe la viteză de croazieră. Bă, nu știu, dar nu știu, Dani, ce mi-ai făcut, dar m-ai pus așa pe niște gânduri. Nu știu, E-Class-ul cum o fi. Mie știi ce mai îmi place mie? GLE-ul. Aaa, pe cui nu. Am vrut să-mi iau GLE, jur, eram gata să-mi cumpăr, dar știi ce m-a reținut foarte mult? Ce? Interiorul, nu supor, nu știu, frate. Deci cum e interiorul ăsta nou? Nu al nou, nou, păi nu îl luam, bă, al nou, luam și al. Da, știu, ai dreptate, eu pe ăla din, nu mi-l-aș lua, da, niciodată. Din 2014-2015, dar nu mă pot împăca cu interiorul ăla. Deci da, interiorul ăla mi se pare urât. Deci mi se pare că mă urc într-o mașină din 2014-2015, că mă urc în ea și când sunt interior mă regăsesc într-o mașină din 2008, dintr-un Mercedes, dintr-un E-Class din 2008. Frate, mi se pare urât, urât. Foarte urât. Deci nu pot, uite, interiorul ăsta, da, frate, ăsta mi se pare. Păi da, și cum e GLE-ul nou, interiorul ăla e bestial. Da, GLE-ul nou, da, nimic de reproșat. Bine că am fost puțin atent așa. Nu, nu, o luăm dreapta. Doamne ajută. Băieți, acum o să mergem să-mi iau și o șeptaru, dar oricum, nu știu, vreau să ziceți părerea voastră în comentarii. Cum vi se pare? Ia, fii atent. Ai recomanda-o unui puștan de 18 ani ca mașină de începător? Bă, de, sincer, nu o să zic și de ce. Dacă că mașina scumpă. Da, la 18 ani dacă ții o mașină atât de scumpă, după aia trebuie să treci tot timpul la high level. Da, da, corect. Și nu, adică la 18 ani eu recomand să ții cât de mulți bani ai avea o mașină de maxim 15-20.000. E mult, e mult. Am zis că dacă avea foarte mulți bani, dacă da, ai buget foarte, uite, foarte da, mare. Uite, am prieten care face acum 18 ani și o să-și ia mașină de 80.000. Și am zis, nu, e mult că rău, e mult rău, nu știu, mi se pare că, știi care e treaba? Băi, o să o lovești sigur. Toți am lovit câte o mașină. Mai mult sau mai puțin, că nu va face accident, dar o zgârie în parcare, da, da, da. Eu m-am învârtit și am dat cu ea, am intrat cu ea între două mașini, am avut norocul, le-am lovit, că eram începător, fraier, și am crezut că eu știu să stăpânesc cu un BMW, știi? Da, dar vrei să zic ceva? Poate, poate, dacă aveai o mașină de 80.000, ți era și frică oarecum să faci. Bă, se prea poate să da. Pentru se prea poate să. Eu am văzut, da, așa cu fostul meu Audi, mă băgam, mă făceam, mă lăsam oriunde, că nu mă interesa. Nu te interesa, da, corect. Și cu da, asta, mașina asta n-are nici măcar o zgârietură, ca să înțelege, într-un an de zile, deci nici măcar o singură ai zgârietură. Am avut ai foarte mare grijă de ea și nu m-am urcat pe borduri, n-am făcut, deci tocmai de asta, adică mi se rupea sufletul să, știi cum e, orice zgârietură, orice. Mamă, ce e aici, uitați-vă și voi. Craiova. Ce detectează? Sunt senzori. Dar nu știu. Aaa, e unul foarte, da, aproape, da, în spatele meu. Și asta mi se pare o opțiune foarte bună pentru începători. Deci dacă ai 18 ani și vrei, bă, să ții, da, o mașină, foarte... senzor 360, deci mi se, bă, pare... știi care e treaba? Mi se pare că într-un fel uiți să mai conduci. Uite, eu acum dacă mă sui la orice mașină, neavând toate plusurile, că și eu am senzori și chiar mă ajută, dar să știi că mă descurc și fără ei. Dar nu știu dacă aș fi avut din prima, acum aș fi descurcat. Eu am avut din prima senzori pe spate și eu n-am avut deloc senzori. Gândește-te că pe Audi n-aveam cameră pe spate, da, pe asta am cameră pe spate. Și când dau cu spatele, eu mă uit direct în cameră. Și azi fusese să-i schimb soră mea cauciucurile. Și are doar senzor față-spate, n-are cameră pe spate. Bă, frate, și eu mă uitam în bord, mamă, da, bă, păi nu, niciodată, știi? Nu mă uit pe ea, nici dacă am, nici dacă am ocazia, nu mă uit niciodată pe ea. Bă, știi când mi se pare foarte bună? Când ieși din parcare, frate, ai băgat mai ales pe diagonală, așa, da, și trebuie să dai cu spatele. Te ajută, te ajută mult chestia asta. Pe Eco ai mers așa cu ea? Am mers, am și mers toate, nu dai seama că n-am mers mai, da, mult de 25 de kilometri pe Eco adunați, dar... Bă, mi se pare o prostie, sincer zic. Nu mai are forță deloc mașina. Mi se pare foarte mișto aia, individualizat, știi? Da. La care pui tu, de exemplu, motorul să fie pe Eco, da, 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 suspensia, da, sport. Bă, dar uite că mai mic cu asta. Deci asta chiar mi-a plăcut treaba asta. Eu credeam că e ceva aici ascuns, jur.
Deci credeam, ce e aici, că mai vedeam pe la metru, știi, mă, ce-o fi aici, dar... Dar știi că mulți zic că e o porcărie asta, dar mie nu mi se pare, că pe ne mă ajută, mă țin așa. Bine, știi care e treaba? Te lovești cu mâna de ăsta. Da, de... poate puteau să o pună mai în spate. Da, mai în spate. Ai văzut la AMG-ul GT, alea mi se pare geniale, în 4 și îmi plac și alea de mor. Au schimbătorul ăla aici, au un de la mic aici, dar e foarte spate și de-aia așa ușor de el. Da, da, alea e mișto. Da, băieți, cam atât cu acest car vlog. Îi mulțumim mult lui Dan și în același timp îl și urâm pentru că mi-a făcut treaba asta. Deci credeți-mă că, nu știu, m-a lăsat așa cu inima îndoită. Nici nu vreau să știu cum este un S-Class. Dar chiar îi mulțumim că ne-a dat ocazia. Sper că v-a plăcut car vlogul. Vreau să apăsați și voi pe butonașul de like și de asemenea să-mi ziceți în comentarii dacă v-a plăcut mașina asta, dacă ați plătit, nu știu, 40.000 de euro pe mașina asta. Iar noi desigur ne vedem data viitoare. Pa!